O, voi Sfinților Români, rugați-vă neîncetat, limanul mântuirii cu toți să-l dobândim. Iubiți credincioși, iată-ne cu darul Dumnezeu în a doua duminică după pogorârea Duhului Sfânt, duminică în care Sfântul Sinod al Bisericii noastre a rânduit să îi prăznuim pe toți Sfinții Români, cei cunoscuți, dar și cei mulți, foarte mulți necunoscuți. Și așa cum știți, în duminica precedentă i-am sărbătorit pe toți Sfinții și nu întâmplător, pentru că nu întâmplător prima duminică după pogorârea Duhului Sfânt sărbătorim pe Sfinți. De ce? Pentru că vedeți, Mântuitorul s-a întrupat, l-am văzut, l-am pipăit, avem cuvintele Lui, avem icoana Lui, dar pe Duhul cel Preasfânt nu-L vedem. În schimb, Sfinții sunt cei care îl fac văzut pe Preasfântul Duh. Sfinții sunt lucrarea, roada Duhului Celui Preasfânt. Un Sfânt este împreună lucrarea omului cu Duhul cel Preasfânt. Ne învață părinții noștri că Mângâietorul, Duhul Adevărului, Duhul cel Preasfânt, pe care toți l-am dobândit la botez, noi creștinii ortodoxi, lucrează la mântuirea noastră cumva de foarte aproape, din interioritatea noastră. Spun Sfinții că este mai intim decât nouă înșine. Și dinăuntru ne îndeamnă delicat, ne îmboldește ca să împlinim poruncile Mântuitorului și astfel chipul Mântuitorului Mântuitorul să ia chip în noi. Deci cumva, dacă vreți, Duhul cel Preasfânt pictează, dacă noi îl lăsăm, cu mâna noastră, icoana Mântuitorului în inimile noastre. Dar aceasta este lucrarea Duhului Celui Preasfânt. Și de aceea, prima duminică după pogorârea Duhului Sfânt, i-am sărbătorit pe Sfinți, pentru că ei îl fac vizibil pe Duhul cel Preasfânt. Un Sfânt este cea mai mare minune care există pe Pământ. Dincolo de orice semne, frumusețea lor, noblețea lor, pogoară cerurile, îi face pe îngeri să se minuneze și atrage harul lui Dumnezeu nu numai peste ei, ci peste tot pământul. Și bineînțeles că se cuvenea și ne bucurăm că Sfântul Sinod a rânduit ca să-i sărbătorim și pe toți Sfinții Români, adică roada Duhului Sfânt pe pământul acesta. Deci noi românii, și din cauza istoriei, dar poate și dintr-o timiditate, dintr-un prea mult bun simț, nu prea ne-am canonizat Sfinții, nu prea i-am cinstit cum se cuvine așa. Și numai gândiți-vă acum, și o să vorbim mai mult despre Sfinții din secolul 20, Sfinții Români. Cât de puțin îi cinstim sau cât de puțin îi lăudăm sau le povestim copiilor despre faptele lor. Iar aceasta nu se cuvine, nu e voie. Nu e voie. Omenirea dintotdeauna și-a cântat eroi. Toate poemele sunt închinate eroilor mari ai omenirii. Sfinții sunt eroii noștri, eroii Duhului. Și se cuvine să le cunoaștem viața și faptele și mai ales să le povestim urmașilor noștri și, bineînțeles, mai ales să le împlinim cu fapta. Ați auzit în apostolul, primul apostol care s-a citit astăzi de la Romani, că nu cei ce aud legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptați. Vedeți, frumos spune că nu sunt drepți cei care împlinesc legea, ci vor fi îndreptați când va arăta Dumnezeu. Niciun sfânt n-a spus că e drept, dar au fost îndreptați de Dumnezeu după ce au trecut din această viață. Așa și noi, nu e suficient să le cunoaștem viața Sfinților și faptele lor, cu toate că e o datorie, și să vorbim altora și mai ales urmașilor noștri despre ei, ci mai ales să împlinim. Deci nu cei care aud legea sunt drepți, ci cei care împlinesc legea vor fi îndreptați. Așa și noi,
nu cei care cinstim, cei care citim despre Sfinți și cei care împlinim cât de cât la măsura noastră din faptele lor, aceia dintre noi care fac acestea vor fi îndreptați înaintea lui Dumnezeu. Ei, așadar, astăzi se cuvine nouă să vorbim mai mult, în special despre Sfinții noștri români. Sunt foarte mulți, slujba și de aseară și de astăzi i-a cântat și în principal au fost cântări de laude adresate Sfinților, dar și de mulțumire adresate lui Dumnezeu că ne-a dat aceste daruri. Știți, s-a publicat aici un text, Călugărul Darului Dumnezeu, că este un dar, este de două ori un dar, un călugăr, darul pe care îl face omenirea lui Dumnezeu, dar mai ales darul pe care îl face Dumnezeu omenirii prin mijlocirea pe care o face acel călugăr pentru toată lumea. E, Sfinții prin excelență sunt darul lui Dumnezeu către oameni. În primul rând a fost un dar al omenirii către Dumnezeu, dar în principal, după aceea, este darul oamenilor lui Dumnezeu către oameni prin multele minuni pe care rugăciunea acestor sfinți le-au făcut, prin harul pe care l-au atras pentru noi toți și vindecările care se fac la Sfinte Moaște și la icoanele Sfinților. Și de aceea noi am și lăudat pe sfinți, i-am și mulțumit lui Dumnezeu pentru darul acesta, că mulți sfinți au rodit pe acest pământ românesc. Și să începem cuvântul nostru despre sfinții noștri cu precădere mai mult despre sfinții din secolul 20, fiindcă sunt mai puțin cunoscuți și nu cinstiți cum se cuvine. Un cuvânt din al doilea apostol de astăzi, tot de la Sfântul Pavel, de la Evrei, din a doua epistolă către Corinteni, capitolul 6, în care Sfântul Pavel vorbește despre apostol, despre slujitorii lui Dumnezeu și spun, slujitorii lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoie, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefățarnică. În două versete, parcă au făcut descrierea și sfinților din totdeauna, toți sfinții au făcut aceasta, și în necazuri, și în osteneli, și în posturi, și în curăție, și în dragoste nefățarnică, ei de care lumea nu-i vrednică, de obicei pătimesc cel mai mult dintre noi. Și mai cu seamă se potrivesc aceste cuvinte pentru sfinții noștri români din secolul 20. Și am dori să vă aducem înaintea ochilor câteva chipuri, patru la număr, de acești oameni. Nu sunt canonizați, dar faptele lor sunt fapte de mare sfințenie. Și vedeți, când Sfântul Pavel își aducea și aducea evreilor aminte de drepții din vechime, cei care au fost credincioși lui Dumnezeu, începând de la Abel, apoi Noe, apoi Avraam, Moise, la un moment dat a zis, și ce vă mai zice, că și timpul nu va ajunge să vorbesc și de ceilalți, de Gedeon, de Barak, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci, așa și noi. Dacă e să începem să vorbim despre sfinți, nu o să terminăm, pentru că sunt foarte mulți. Noi astăzi doar o să aducem câteva icoane înainte și să vă îndemnăm să căutăm. Sunt destule surse de informații despre viețile sfinților din secolul 20, sfinții români, și să le citim viața și apoi să-i cinstim și mai ales să împlinim și noi ceva din ce au făcut ei. Și am începe cuvântul despre sfinții români din secolul 20 cu o personalitate, un istoric martir, Gheorghe Brătianu, din familia marelor brătieni, era fiul lui Ionel, Ice Brătianu, cel care a făcut Marea Unire, și nepotul celui care a făcut independența României, Ion Brătianu. Deci din familia aceasta românească, foarte educat, în prima parte la Iași, apoi la Cernăuți a luat doctoratul, a făcut studii la Sorbona, unde și-a luat și doctoratul în 1929, a fost în 1942 cel mai tânăr membru al Academiei Române, la 44 de ani. Un mare istoric și un mare patriot. El a scris despre istoria adevărată a Basarabiei, că este pământ românesc.
Și atunci când comuniștii au venit la putere în România, nu i-au iertat luările de poziții și scrierile lui și l-au închis la Sighet, la închisoarea din Sighet. El era deja bolnav și e bine de știut că înainte, deci în anul 1947 a avut domiciliu forțat, în 1948 l-au exclus din Academia Română, apoi în timpul ăsta cineva dintre prieteni i-au făcut rost de un pașaport ca să plece din România și să-și salveze viața și sunt pilduitoare răspunsurile lui, două. Unul a fost, Brătianu nu dezertează din România. Al doilea, când a insistat cineva, o doamnă care a devenit academician mai târziu și a povestit această întâmplare, când i-a înmânat pașaportul respectiv, i-a spus, mă numesc Brătianu, doamnă Bodea, așa o chema pe doamnă, adică nu fac eu asta, eu rămân aici. Și a fost întemnițat. I s-a promis tratament ca să se vindece dacă retrage toate afirmațiile istorice pe care le-a scris despre Basarabia, despre Bucovina. El n-a vrut și a scris și le-a zis, nu voi trăda țara, nu pot dezminți un adevăr istoric și nimic pe lume nu mă poate justifica să scriu neadevăruri despre istoria românească. Aceia i-au zis, anchetatorii, cum vrei, dar aici vei pieri. În chinuri. Și el le-a răspuns, și dumneavoastră o să pieriți într-o zi, dar noi tot una să pierd cu demnitate sau cu lașitate. Ei, uitați, un istoric, ce verticalitate, ce demnitate, ce iubire de neam, a murit puțin timp după aceea, în 1953, nu se știe cu siguranță, ori de ziua Sfântului Gheorghe, pe 23 aprilie, ori... pe 27, în intervalul acesta, 23-27 aprilie 1953, a murit, neștiut, în chinuri, bătut. Acesta este unul dintre chipurile pe care vreau să vi le aducem înaintea ochilor. Al doilea, ne-am oprit la un chip de preoți, au fost mulți preoți, mii, poate zeci de mii în închisori sau în lagăre comuniste. Și ne-am oprit asupra unuia, preotul Iulian Stoicescu, a fost preot în București, la Biserica Flămânda. Părintele Dumitru Stăniloae îi spunea preotul Iulian, e preot de foc. Și Părintele Iulian a fost un preot cu minte, de parohie, care după război atunci chiar a folosit un binecuvântat vicleșug, era foamete după război, nu se găsea pâine, ulei, și le-a spus oamenilor, cine vine la biserică, că nu venea nimeni la biserică, vom da ulei și... nu știu, pâine și ulei. Și s-a umplut biserica, bineînțeles. Și părintele și-a cerut iertare că nu o să le dea ulei, dar aici, la biserică, putem să dobândim nu uleiul acesta, ci uleiul sau mirul Duhului Celui Preasfânt, Harul lui Dumnezeu, care să ne ajute să ne vindece bolile și să ne binecuvinteze viața. Și vom avea și uleiul celălalt. Și după aceea, oamenii l-au înțeles și biserica lui a fost tot timpul plină. Asta n-a plăcut comuniștilor, bineînțeles, și pentru că el a ajutat pe toată lumea, inclusiv pe cei eliberați din închisori în zilele acelea. I-au găsit motiv și l-au băgat și pe el în închisoare câțiva ani. Dar, paradoxal, prizonierii din închisoare i-au mulțumit lui Dumnezeu că le-au trimis și preoți buni, știți? Erau, n-aveau preot. Ei rezistau, ziceau că am făcut tot ce puteam, dar n-aveam un preot. Să ne mai arate și nouă cum să ne rugăm, să ne mai spovedim puțin. Așa că, vedeți, rândeaua lui Dumnezeu, da, e de nedreptate mare pe de-o parte, dar pe de altă parte era nevoie de el acolo. Și ne spun oamenii, prizonierii, dau mărturie despre ce fel de om era în închisoare. Zicea, întotdeauna avea o bucățică de pâine în plus. O lăsa, de ce? Pentru că mai erau unii care veneau de la izolator, nu mâncau multe zile și le dădea el pâinea sau era unul mai bolnav. Tot timpul el lăsa din ce mânca deoparte puțin, că era unul mai slab ca să-i dea de mâncare. Deci își rupea de la gură la propriu. Apoi, când era la munci, la Bărăgan sau la canal, își lăsa roaba lui când vedea pe unul bolnav și neputincios și ducea roaba aceluia și după aia se întorcea și ducea roaba lui. Sau când erau corvezile din celule sau din camerele din lagăr, el primul se înscria la corvezi.
pentru că știa că sunt și alți bolnavi și să nu-i forțeze, el tot timpul se înscria să facă acele corvezi. Și spunea unul din aceștia, dintre prizonieri, se sacrifica pe sine tot timpul când vedea pe altul în slăbiciune și neputință. Nu mai spun cum se ruga, ore în șir, și era un exemplu. La un moment dat, puțin pilduitoare, când a venit el în închisoare, a găsit un prieten și acesta era, nu erau știri, bineînțeles, și toți vreau să vadă ce mai face familia acasă, ce cum era. Și părintele i-a spus prietenului, da, uite, așa, uite, soția ta, Sanda, este bine, dar uite că a fost internată la Cluj, operată de cancer. Dar după aia și-a dat seama că a făcut o greșeală, că l-a băgat pe omul ăsta în mari griji. Și atunci i-a zis, cu mare încredere și rugăciune, zice, Sanda o să scape, imposibil să nu scape, doar Dumnezeu e puternic, ce nu-i cu putință la oameni este la Dumnezeu. Și după aia iarăși s-a rugat și i-a zis, nu se poate să nu scape. Și să luăm aminte, de-aia ne-a trimis Dumnezeu aici, ca să ne rugăm mai mult, căci nu ne-a rugat destul. Vedeți cum omul lui Dumnezeu întoarce un necaz, nu? De-aia ne-a trimis Dumnezeu aici, să ne rugăm mai mult, inclusiv pentru soția ta, bolnavă de cancer, că nu ne rugam destul în lume. Ori el era preot și se ruga destul, dar așa se smeresc sfinții. Și soția s-a făcut bine atunci, a primit vești la alt prizonier, că era bine. Cei drept după ce a ieșit din închisoare, a recidivat cancerul, a făcut a doua operație, era deja o eliberație acum prin anii 60-70, și în ziua când a operat-o pe soția acestui prieten, părintele a rânduit să fie 40 de liturghii în București, la preoții pe care îi cunoștea, și operația a fost din nou de succes, deși doctorul nu mai vrea să opereze pentru că era fără șansă. Și a făcut cel puțin 40 de liturghii în București, a fost bine operația și soția a trăit până la 82 de ani. Deci arătăm cu asta că aceștia cu adevărat au fost sfinți. Nu numai că ei erau, făceau fapte de sfințenie, de dăruire, dar și rugăciunea lor făcea minuni. Cum, asta e un mic caz, sunt multe. Acest părinte Iulian Stoicescu avea și rugăciunea inimii, era un om, emana sfințenie. Chiar când au ieșit din închisoare, prin anii 1963, cel care mărturisește zice că el așa de mult ținea la preoție că n-a vrut să meargă în haine de civil. Ca să știe. De unde? De neunde a găsit rost, a făcut rost de o dulamă și așa a mers. Și zice că toată lumea căuta să se apropie de el, și că emana din el, mirosea sfințenie, spune acest prieten al lui, mirosea sfințenia, evlavia, bunătate. Și așa sunt oamenii lui Dumnezeu. Acesta este un preot sfânt din secolul 20. Apoi, un alt mare chip de sfințenie din secolul 20, ați auzit poate mai mulți, dar nu cred că îndeajuns de bine, despre Anița Nandriș, o femeie de la sat de aici, din Mahala, de lângă Cernăuți, peste granița actuală, atunci nu era graniță, era teritoriu românesc încă. Și acolo, când au venit rușii în 40, au făcut deportări masive și inclusiv și cum făceau, separau femeile cu copiii deoparte și bărbații separați și așa îi duceau separat în trenuri separate în Siberia, dincolo de Ural, în Siberia. Și nu o să spun prea multe, dânsa și-a scris un jurnal sau amintiri, nu? Amintiri care au fost publicate la editura Humanitas de mai multe ori pentru că a avut succes. 20 de ani în Siberia este cartea. Vă îndemnăm cu toată inima să o citiți. Este, pe lângă că se vede sfințenia acestei femei, este și manual de sfințenie pentru noi să învățăm cum se poate sfinți omul. Și, în primul rând, această femeie, erau copilași mici, prima dată a trebuit să se lupte cu foamea, li se dădeau cam 150 de grame de pâine la masă și copiii luau o bucățică de pâine și o țineau în gură ca pe bomboană, gândind că așa se își astâmpără foamea mai mult. Și, dar tot le era foame și îi spuneau ei, mamă, tare ni-i foame. Și ea zice, întorceam fața atunci că mă podideau lacrimile, nu puteam suporta și nu știam ce să fac. Ei dormeau noaptea, de bine de rău, dar eu nu, toată noaptea mă perpeleam că nu știam ce să le dau de mâncare la copii. Muncea ziua, dar asta primeau, nu primeau mai mult. Ea muncea multe ore pe zi, dar nu primeau mai mult de atât, erau curații. Și am dat, s-a îmbolnăvit un copil
n-avea ce să facă cu pâinea, nu se făcea bine, nu avea nevoie de vitamine și se ducea dimineața, se scula de vreme, acolo fiind aproape de cercul polar, nu era noapte, era, știți, nopți albe, noapte foarte scurtă, tot timpul e lumină, se scula dimineața și mergea câțiva kilometri în tundră, în câmp, în sălbăticie, ca să culeagă niște fructe de pădure și aduceau câteva și dădea la copil ca să ia puține vitamine și să-și revină. După aia se ducea la serviciu până seara și tot așa. Deci o jertfă incredibilă pe care o făcea femeia aceasta pentru copiii ei. După aceea zice, hai că am rezolvat problema mâncării, dar acum venea frigul. Ce făceam? Că n-aveam de niciunul. Erau numai haine, au plecat cu o bocceluță fiecare. Acasă l-au lăsat vaci, găini, tot, toată gospodăria au lăsat-o, n-au luat nimic cu ei. Și acolo nimic. Și la un moment dat au adus copiii niște sfori, capete de sfoară, de la pescari, care așa și cu aceea au început să desplătească. Erau numai lungi de 20 cm. Și l-a înnodit, a înnodit și a început să croșeteze și le-a făcut o flanea la fiecare din copii, din capete de șfoară. După aceea a lucrat la o purtărie și din sac îi dădea un sac pentru petece la 100 de saci pe care îi spăla, 100 îi dădea ca pentru petece. Ea petecea cu altceva și sacul ăla îl prepara, îl făcea și le-a făcut pufaice și pantaloni la copii. Ei, aceasta este cum a știut ea, cu credință în Dumnezeu, să-și salveze copiii de la moarte. Mulți mureau atunci de foame. Și v-am ales un text pilduitor care și pe noi ne poate învăța cum să ne raportăm în timp de necaz. La un moment dat copiii au crescut, nu degeaba zi 20 de ani în Siberia, stau mult acolo, la un moment dat au crescut și s-au făcut și ei pescari, dar acolo erau bărci rudimentare și furtuni mari se porneau acolo. Era dincolo de cercul polar, era foarte, foarte periculos, foarte periculos meseria de pescar. Și spune ea, și eu o să citez, ei plecau pe apă, eu îi petreceam cu ochii cât îi vedeam, eram cu gândul numai la Dumnezeu și mă rugam, mărgând pe drum sau lucrând, în gând mă rugam, ca Dumnezeu să-i aibă în paza Lui, să-i firească de orice nenorocire. Vedeți, ne întreabă sau ne întrebăm cum să ne rugăm. Uite cum femeia asta, n-a învățat-o nimeni, dar se ruga. Și când muncea la treabă, ea tot la copii se gândea și se ruga la Dumnezeu să-i păzească acolo. Și zice, era un dâmb mai înalt, de unde se vedea departe pe apă și când găteam lucru, mergeam acolo și mă uitam în zare. Să vadă care erau niște puncte la orizont, bărcile. Iarăși, când începea câte un vânt tare, iarăși fugeam la dâmbul acela și mă uitam în ce parte am să-i văd. Stam cu inima rece până înceta vântul și venea cineva dintre pescari și povestea care și pe unde s-au oprit sau dăpostit de vânt. Aveam mare grijă, cu toate că știam bine că nu le pot ajuta nimic, dar așa e mama. Ei, dacă vreți, ce a făcut femeia aceasta? Vedeți, spune, se urca pe dâmb, ce putea să facă? Așa-i zis, nu putea să facă nimic, dar se uita. Dar așa de tare se ruga inima ei, în sigur Dumnezeu i-a păzit, niciodată nu s-a întâmplat nimic cu ceva cu copiii, Dumnezeu sigur i-a păzit pe copiii aceia pentru rugăciunea acestei mame. Zicea ea că nu puteam să fac nimic, dar fiind mamă nu puteam să fac altceva. Dar sigur rugăciunea ei a făcut minunea și copiii aia s-au salvat și de la moarte, dar și de la alte pericole mari. Dar aceasta, eu cred că este o pildă pe care este la îndemâna a noastră a tuturor, când avem. Nu, mai ales acum, nu ne mai deportează nimeni, dar copiii noștri pleacă. Tinerii noștri, am înțeles, nu știu câte sute pe săptămână părăsesc România, câteva sute de mii pe an, am înțeles, pleacă din România, mai mult de nevoie și cred că multe mame sunt în poziția ei, că, bine, nu văd, n-au un dâmb, dar să știți că Putna, mănăstirea, e un dâmb, orice biserică e un dâmb, orice genunchi plecat în fața icoanei este un dâmb de la care cu inima se poate vedea până în zare și până în Londra și până în Torino și până în Nuremberg și până în America, dacă ai inimă care se plece și se roage. Și eu cred că e nevoie de astfel de rugăciuni ca tinerii noștri, ca cei dragi ai noștri să fie păziți de rele, de multele rele care sunt în toată lumea aceasta. Și poate mai vorbim puțin de aceasta. Și deci iarăși o femeie care
ea doar și-a scris amintirile foarte simplu, nu credea că a făcut ceva, dar a dat mărturie de necazul pe care l-au trăit. Și apoi, prima dată, au reușit să vină în țară după 15 ani și zice, a văzut totul schimbat, nu mai avea nimic, nici casă, nimic. Și zice, am intrat în biserică, am sărutat pământul, am plâns cu amar că 15 ani nu mi-a călcat piciorul în biserică. Ei, ăsta este prin ce au trecut românii noștri, o parte din ei, în secolul 20. Și al patrulea și ultimul chip de sfințenie pe care am ales să vi-l pun înainte ochilor este al unui savant român, profesor de anatomie, pe care îl cheamă Grigore Tăpopa. Acesta, așa se și cheamă Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, are numele lui Grigore Tăpopa. Dânsul a pornit de la țară, simplu, dar a reușit. A făcut Facultatea de Medicină în Iași, apoi a prins niște burse la Chicago, la Londra, prin anii 20, apoi a devenit profesor de anatomie la Iași, a făcut cercetare la Cambridge, multe luni de zile, timp de 10 ani, între 1927-1938, în vacanțe se ducea acolo și făcea cercetări. Este foarte cunoscut în lumea științei, este pionier în multe domenii, deci un savant recunoscut. El a fost și profesor al lui George Emil Palade, care a luat românul, care a luat Nobelul pentru medicină în 1974 și pe care l-a îndemnat să facă studii în America, care i-au adus Nobelul după aceea. Ei, după ce au venit comuniștii, el n-a putut să tacă și a început să critique abuzurile și materialismul științific comunist, pe care l-a asemănat cu rasismul nazist. Și a spus într-o conferință, comunismul urmează să extermine, să propage frica și violența față de orice altă credință decât cea proprie. Orice ideal, orice idee totalitară va distruge pe cei care nu sunt de acord cu ea. Și aceasta s-a și întâmplat. Și în conferința aceea, profesorul Grigore Tăpopa a încheiat spunând, în această gravă situație este timpul să se întrebe fiecare conștiință rămasă încă pură încotro să ne îndreptăm. Și răspunsul nu-i greu de dat, zice el, și spune înapoi la morala creștină. Asta era în anii 45-47, singura soluție pe care o vedea acest savant în fața tăvălugului comunist ateu, întoarcerea la morala creștină. Ăsta ar fi un îndemn și pentru timpurile noastre. Și a trebuit să se ascundă, a fugit, atunci ca să nu-l aresteze, l-au salvat studenții, câteva sute. Și dintr-o ascunzătoare îi scria soției, suferința asta de azi ne onorează și dă sens vieții noastre, un sens înalt. Și să luăm aminte, dacă aș fi consimțit să fac compromisuri, tranzacții și să cal peste conștiința mea, azi aș fi huzurit pe orice bancă înaltă pe care aș fi voit să mă cocoț. Pentru că comuniștii îl curtau dacă ar fi fost de acord cu ei și putea să fie mare. În schimb, aș fi avut un suflet prostituat și o conștiință morală tulbure. Și n-a ales. A ales să își păstreze poziția și a murit de boală în 1948, nu puțin după. Ei, vedeți, nu v-am spus neapărat martiri creștini, decât puțin explicit, ci am adus mai mult chipuri de oameni cu conștiință dreaptă, care și-au făcut datoria și n-au putut să zică răului bine și binelui rău. N-au putut să spună că comunismul e bun și că creștinismul e rău. Și pentru asta au avut de suferit. Și noi credem că sunt sfinți la Dumnezeu. Sunt numai o parte din sfinții români din secolul 20. Și ei, vedeți, pare că exemplul lor este îndepărtat, dar nu este, să știți, pentru că acum spuneam că nu mai există deportări, dar există o cumplită prigoană morală. Numai dacă vă spun copiii dumneavoastră câte umilințe primesc dacă se exprimă creștin la liceu sau în spațiu public. Acum e voie să vorbești despre orice prostie, dar când te declari creștin, ești imediat hulit. La fel, când pleacă tinerii noștri în afară, sunt întâmpinați de o viață de libertinaj
și le trebuie multă tărie morală ca să reziste. Deci, nu e prigoană pe față, dar e o prigoană împotriva sufletului, e o prigoană împotriva credinței, împotriva luminii din sufletele noastre, curăției din sufletele noastre și a copiilor noștri. Și noi, dacă înțelegem aceasta, ar fi bine să plecăm genunchiul la rugăciune și să-i chemăm inclusiv pe acești sfinți în rugăciunile noastre să ne învețe cum să stăm și noi drepți în această lume strâmbă. Și ei au fost într-o lume strâmbă, a noastră s-ar putea să fie puțin mai strâmbă ca a lor și au rămas drepți. Ne pot învăța și pe noi să ne păstrăm această dreptate omenească în lumea în care trăim. Și să încheiem cu un cuvânt tot de la profesorul și doctorul Popa. Spunea el în 1940, dar cred că se potrivește pentru timpul de acum: vremurile în care trăim s-au înăsprit mult din punct de vedere al sufletului omenesc, spunea el. Calitățile morale au scăzut până la o treaptă vecină cu aceea a sălbăticiei. Vorbim de 1940. Oamenii și-au omorât sufletul și se cred semizei. Cu atât mai adevărat acum, când fiecare se crede la fel semizeu. Dar până la urmă, spune profesorul, ei vor înțelege oamenii că sunt totuși făpturi slabe, menite pieirii, care nu pot atinge veșnicia decât prin spirit, prin sufletul înălțat la Dumnezeu. Ei, ăsta este direcția și pentru noi în timpurile acestea. Și pentru a nu mai lungi cuvântul, încheiem cu îndemnul Sfântului Apostol, după ce a trecut în revistă pe Sfinții Vechiului Testament, că pentru evrei, zice în capitolul 12: de aceea și noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară și păcatul care grabnic ne împresoară și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței. Așa să ne ajute pe Dumnezeu pe noi să stăm împotriva păcatului, să stăm drepți, să fim oameni în aceste vremuri strâmbe. Cu ajutorul tuturor sfinților români. Amin.